B este egal cu 40 lei. 42. Deci nu deschidem mulțimea B? Da, cu cine? Cu cine? B este egal cu 42. Nu! Nu, cu... 19. Deci la e 19. Ia să văd oare 103 103 minus 2 nu poate să fie 30? Nu, că e rămâne cu 3 la final. Așa, dar 40. Da. E ca cu 40 e posibil? Da, cu 40 sunt 2. Dă 62. 60 împărțit la 2 dă 31. Deci da? B mai are și pe 41. Pe 41. Ok, da. Stai să vedem. 52. Nu, la e bun, că dă cu 63. Nu l-are, 63 dar și poate că termină 0. Da, l-are pe 40. L-are și pe 63. O să vedem. 74. Nu, eu cred că o să fie ceva în genul 74 merge, 85 merge. Dar și se întâmplă, doar la limbare. Păi era deșteptat. Doar la limbare. Doar la limbare merge. Așa. Merge și 85. Și 85. Și 96 merge. Și 96. Atât. Și atunci, și el are șapte multe elemente. Șapte elemente, da. Da. Și atunci A intersectat cu B. Da, A intersectat. Este egal cu 19, 41, 63 și 85. Și ce nu am zis în urmă? Terminat e problema. Da, dar din nou m-ați dus pe culoarul vostru. Eu de fiecare dată sunt un respectos pe criteriile voastre. Însă, n-ați vrut să mă conduceți, n-ați vrut să fiți de acord să lucrăm asta. Ați zis că în intersecții vreau elemente pe comune. Perfect. Și m-ați lăsat cu ea în drum acolo și n-ați vrut să lucrăm la ea. Aici era secret. Cu asta începem, nu cu asta începem și cu asta trebuia să o lucrăm. Ei s-au împotrivit. Mi-au lăsat-o acolo. Eu nu fac decât să vă las, să mergeți pe ideile voastre, să vedeți că și pe partea asta ați avut șansă. A fost observația foarte frumoasă că B mai mic decât 51, că AU are voie să fie până unde? Mai mic egal ca 9, ca 9. Mai mic egal de 9, care m-a ajutat să regăsesc pe era din A. Concret, dar am găsit. Și au fost astea două elemente. Și acum a fost pasul 2 pe ideea voastră ca să fie acestea și în B ca să am intersecție. Și acum le-am luat pe rând, pe fiecare, egal cu cele 9. S-a observat că relația asta nu merge pentru cele pare. Am făcut selecțiile, cele impare nu au mers, le-am găsit, mai găsit și alte elemente. Iată, sunt fericit, am reușit să constat că, într-adevăr, asta este intersecția. Și era mai ușor pe culoarul... Da, vezi că scădeam 3 și rămâneam 11 egal da. Cu 100. Cât a fost? 11 A egal cu 100 minus 2B. A fost 11 A egal cu... Egal cu 100. 100. Minus 2B. 2B. Adunăm 2B în ambii cantieri. Domnul profesor, 106, cred că. 100 A și minus 106. 106. Da, 106. 106. Adunăm 2B în ambii cantieri. Ar fi 11A plus 2B, fac 106. Atenție! 11A plus 2B se fac 106. 106 împărțit la 10. A trebuie să fie și el numai număr par. Pentru că, bă, cum a fost mai înainte, putea să dăm un 2 în factor. Ia să vedeți aici. Deci vine 11 ori A egal cu 2 pe lângă 53 minus B. Și aici venim cu observația că ar trebui să fie mai mic decât 10, deoarece 110 plus ceva nu poate fi 106. Deci A-ul mai mic decât 10 și A-ul par. A-ul egal cu par. Și A mai mic decât 10. Adică A-ul poate să, și A trebuie să fie mai mare decât 10. Și diferit de 0, da? Deci au cuprins între 0. Deci au poate să fie 2, 4, exact. 6 și 8. A, aparține mulțimii 2, 4, 6 și 8. Și apoi pur și simplu mergem acolo și împărțim la 2. Și gata, nici nu mă interesează, că sunt
Păi copii, de fiecare dată insist, pe mine m-a interesat nu rezolvarea în sine, m-a interesat formidabilii tale, inițiativii pe care ați avut, că de nu v-ați văzut mai mult decât 51, din observ, din analiză, că au, n-am nicio șansă să fie mai mare decât 10, câte vreme le vreau egale, deci le găsesc aici și acolo, la intersecții sunt elementele comune. V-ați dus pe ideea voastră, le-am scris pe toate cele din A, Daria, pe mâna ta, le-am scris pe toate alea. Și acum le-am vrut să văd, am vrut să le vedem dacă le găsim și în B. Adică să le găsim și în B, să le egalăm. Ăsta de acolo cu ăsta. În loc să fi făcut asta de la început teoretic, deci egalitatea asta care o aveam aici și o prelucram, și mă ducea la o selecție rapidă, la A par și între 0 și 10, 2, 4, 6 și 8. Și aceste valori le dăm lua. Pentru A egal cu 2, veneam câte 22 minus 3, 19. Nu. Pentru A egal cu 4, 44 minus 3, 41. Pentru A egal cu 6, 66 minus 3, 63. Deci asta face diferența între perioada de datonare și perioada în care intensivii și să vedem în rotund. Dacă voi aveați curaj și mi-a făcut bine, mi-a părut mult, mi-a părut bine că n-ați zis dat egalitate în intersecții. Dar l-ați lăsat așa și ați fugit în altă parte. Și eu mă uitam trist. De ce nu stau aici un pic? De ce nu mă ajută să stau aici? De ce nu ajunge mai aici? Că asta vreau să... De ce nu o scriu așa? O dată scris așa, era superb. Vedeam că ăsta în dreapta e multiplul de 2, îl obligam pe A să fie multiplul de 2. Și A-ul trebuie să fie mai mic decât cine am zis noi, decât 10, de unde am observat de acolo. Și din toată povestea asta, A par și mai mic decât 10 erau valori concrete. Da? Și ieșiți era rezolvat rapid. Și 328. Da. Am existat. Mai repetit la exercițiu. Mai eventual mai analizăm ceva. Da, o analiză scurt. O analiză să ne gândim la un lucru. Ștergem tabla. Ștergem tabla. Bravo. Nu. David, trebuie să încep din partea asta, altă mamă, din stânga. Păi am luat din stânga ca să mă răzi. Ai bine, scurtul ăsta, timp ce ați lămurit lui Mario, cum să țin el minte pe veci, cum e cu predecesorul și succesorul, care-i primul și care-i după? Știi cum am învățat eu? Că mi-a spus lui Tatiana că spune succesor la tron. Da. Și m-am gândit că e cel care urmează la tron. Și de-a lui pentru mine, că și eu uitam, nu știam care e care. Eu știu de la succesiune și Eu așa am învățat pentru Mario. Hai să vedem Mario. Deci, ca să ții minte ce înseamnă succesor și predecesor, care a fost înaintea ta. Predecesor și preșcolar. Preșcolar, da? Preșcolar, înainte de școală. Da. Da? Preșcolar. Ai auzit, nu? Preșcolare și școlare. Preșcolare înainte de școală. Iar succesor sunt cei care... Nu, spre ce la tron. Mulțumesc la tron. Da, succesor la tron. Cel care urmează la tron, știi ce-mi vine tot în minte? Succesor la tron. Bun, și asta. Și eu am o idee. Vedeți, într-o discuție cu ei putem găsi... Vezi? Succesorul e ăla care urmează la tron. Da, așa am învățat, că nici eu nu știam. Care o să devină regi. Eu cu prevenție și succesiune. Predecesorul e cel care preșcolar, cum a zis el, e la grădiniță preșcolară, la școlarul el. Urmărară, toți cei care sunt la grădiniță sunt mai mici decât tine sunt. Corect. O să ții minte numai una, de exemplu, predecesor preșcolar, deja știi că ăla e succesorul cel din față. Numai una dacă ți-ai fixat-o, cealaltă cu succesor e opus. Da, e opus sugerirea, deci deja doar una, nu trebuie să fii două. Cam un două. Predecesor preșcolar mai mic, succesor este mai mare, după el.
Dă-mi o altă idee, dacă ai o problemă, dacă nu se zicem... Am o problemă, dar nu știu dacă mi-e plin. Nu mai să o gândim. Tu zi reamă, stai să-mi dau numele scurt, ce vrei să-ți spun. Ok, da, mamă, aici. Exercițiul 2, se consideră șirul. Ia să vedem, fie șirul. 3, 7, 3, 7, 11, 15, da. Câte puncte? 99. 99. Câte puncte? Deci am zis... Și tot așa. Aparanteză. Calculați suma primilor 2016 termenei șirului. Deci, yes. Egal cu A1 plus A2-lea plus puncte putere al 2016-lea termen. Super! Adică de la 1 până la 2016. Nu, nu, nu. Primul termen este 3 plus 7 plus 11 plus și cam mai departe plus 1 pe aici care este al 2000-lea. Păi 2016 împărțit la 4. Numărul este în forma 4K, 4K minus 1. 4K minus 1? De ce 4K? E prea cu minus. Nu-mi place cu plus. Așa. Mergi în 4. 4K deci, deoarece este de 4 în 4. Deci AK. AK din forma 4K minus 1, da? Da. Și atunci 4 în 2016 minus 1, ca să fim la 2016 la termen. Așa bine? Da. De ce? Pe 2016 la tine. Pe 2016. Păi pe cine îl împarți? Păi... Nu știu al câte vreau. Păi dar nu știu al câte vreau. Dar știi că al 2016, dar nu știi cum arată. Păi da, vă spun acum cum arată. 4-2016, al câte vreau terminare este? 4-2016, minus 1, adeptate. Când K-ul e 1, 4 ori 4 și minus 1, 3. Primul are. 4 ori 2, 8, minus 1, 7. Deci ăsta de aici, și acum să-mi spun sumă Gauss. 63. Acum să-mi spun sumă Gauss și ăsta lui. E o mare. O faceți, vă spun și pe B? Nu. Cu B, o putea de rău, te rog. B. Arătați că suma oricărui 2 termeni ai șirului nu poate fi contractă așa. Păi sunt... numere impare. N-aș putea să spun că, de exemplu, 3 plus 11 de 14 și 14 de 10. La 3 plus 7 de 10. Da, da. La 3 plus 7 de 10 și dar nu e doar pe care e făcut. Dar nu știu cum să arătăm. Da? Să arătăm suma orică 8063 plus 3, 2066 și nu mă aștept nimic. Nu poate să fie pătrat? Perfect. Suma oricărui lucru, nu poate să fie pătrat. Da. O să gândim, bă, că e și ce este interesant. Da. Ne gândim la cele care ar putea să fie pătrate perfecte și să vedem dacă nu le selectăm, le dăm în domnul, da? Vă gândiți. Ne gândim la problema asta, că este interesant, să vedem cum o să facem pentru data viitoare. Așa, da, dragilor. Să nu uitați, încă o dată, la problemele de aceste de tip olimpiadă, nu ne rămâne decât să ne facem, facem un efort continuu, constant, și să înțelegem că ne antrenăm să intrăm în problemă. Deci noi pur și simplu batem la ușa, să zicem, problemele cele care pare a fi ermetic închisă, până când găsim o fisură, ca să putem pătrunde din interior. Da? Dar trebuie să îndrăznim. Trebuie să credem în noi. La revedere! Nu uitați să dați like și să vă abonați la profilul online. La revedere! Ștergeți tabla!